După 22 de ani, în municipiul Bacău a revenit o competiție de gimnastică. Este vorba de Campionatul Național de Gimnastică, ce se desfășoară în perioada 17-26 noiembrie în Bacău. Mai multe aflăm în minutele următoare. Începând de ieri, Bacău este capitala gimnasticii românești, un lucru care mi l-am dorit foarte mult. Eveniment care ține Bacău pe harta la nivel național a sportului românesc. Este moment deosebit de important pentru Bacău. De 22 de ani nu am mai avut o astfel de manifestație în gimnastică. Ne dorim ca și în anii următori să organizăm astfel de evenimente, chiar internaționale, dacă vom reuși, în așa fel încât să transmitem un mesaj către băcăuani, și anume faptul că ne dorim o comunitate sănătoasă. Ne dorim ca copiii noștri să iubească sportul, să vină către sport. În acest sens am cuplat cu campionatele naționale de gimnastică și un festival Gym for All, în așa fel încât băcăuanii să poată beneficia de infrastructura pe care o are strada de sport în momentul de față și să vină să facă mișcare. Și bineînțeles am lansat către tineri invitația de a face sport, pentru că dacă făcând sport, având sportul ca un mod de viață, apare și performanța, este un lucru foarte bun, însă în același timp ne interesează ca tinerii noștri să conștientizeze importanța pe care sportul o are în viața de zi cu zi. Felicitări pentru susținerea acestui eveniment, pentru că până la urmă, oricât de talentați ar fi sportivii, fără susținere nu se poate face. A fost o onoare pentru noi să organizăm aceste campionate. A fost o idee pe care am susținut-o din toată inima și îmi doresc foarte mult ca municipalitatea să susțină astfel de evenimente sportive care să aducă la Bacău nume mare ale sportului românesc. Vreau pe această cale să vă anunț prezența la Bacău a lui Marius Surzică, a lui Marian Drăgulescu, a lui Ionel Stoica și, bineînțeles, l-am văzut și pe domnul Grecu, Dan Grecu, marele Dan Grecu, ceea ce pe noi ne onorează, ne bucură foarte mult și în același timp ne obligă să facem mai mult pentru sportul românesc. Felicitări și ce zicem? Spor la treabă de acum, că mulțumim foarte mult. Zilele acestea vom avea parte de sport. Avem încă o săptămână în față, vor veni și campionatele naționale pentru fete, care, să zicem așa, cu mai multă grație, sperăm să atragă mai multă lume la sală și, bineînțeles, ne bucurăm și de prezența dumneavoastră aici, cu cea mai mare plăcere. Vă invităm să fiți prezenți în toate zilele în care vom avea astfel de evenimente. De departe, unul din cei mai buni gimnaști ai competiției a fost Alexandru Marius Urzică, fiul campionului Marius Urzică, cel care a câștigat titlul olimpic de la Sydney, primul titlu olimpic pentru gimnastica masculină românească. Ai avut emoții? Da, foarte multe. Serios, dar a fost greu? A fost destul de greu la unele aparate. La unele aparate mai ușor, la unele aparate mai greu. La ce aparate ai avut emoții, sincer? Cele mai multe la paralel, bară și la sol. Aha. Da, oricum te-ai descurcat de minune. Știu, pentru că am luat cele 6 medalii de aur care se puteau lua. E un campion, acum sincer, din doi campioni ce putea să iasă? Tot un campion, nu? Un mic campion, un mare campion în devenire. Ați avut emoții? Cele mai mari de pe pământ. Mai mari decât atunci când concurați dumneavoastră? Mult mai mari. Da? Mult mai mari. Tot timpul aici, în tribună, sunt cele mai mari emoții. Da, v-am văzut că ați fost mobilizatoare, ați transmis mesajul bun, pozitiv, el a prins și s-a energizat. S-a concentrat foarte bine, s-a mobilizat și munca lui din antrenamente s-a văzut, a dat roade în concurs. Iată că nu spunem numai Onești Gimnastică, spunem și Bacău Gimnastică, nu? Spunem și Bacău Gimnastică. Nu întâmplător v-am întrebat, pentru că o perioadă de timp ați activat la CSM Onești, nu? 3 ani jumătate am fost componenta lotului de junioare, colegă de cameră cu Monica Roșu, campioana olimpică a Bacăului. Deci, cu alte cuvinte, îi repet, din doi campioni a ieșit un campion în devenire și cu siguranță de numele tău, Alex, vom mai auzi. Să dea Domnul. Tu ce zici? Sper din tot sufletul să mai câștig. Și ce să zicem? În cursuri. Multă sănătate și tot la fel soția. Mulțumesc mult. Este talentat, își face treaba și tocmai de aceea trebuie dovadă și astăzi a reușit să cucerească toate medalile posibile. Din doi campioni a ieșit un mini campion, nu? Cu siguranță el va fi unul mult mai mare și cu siguranță peste an vom auzi de el.
Mă bucur că poartă numele de Urzică și sper că acest nume Urzică să se reaudă din nou la viitoarele Jocuri Olimpice, unde îmi doresc să ajungă și să devină campion olimpic. Am vorbit cu el înainte un pic și ne-a spus că a avut emoții foarte mari. E normal să ai emoții ca și copil, pentru că asta e competiția și el este încă fraged și va avea nevoie de foarte multe competiții pentru a reuși să scape de aceste emoții care sunt inevitabile. Ne-am uitat la mamă, era așa toată, ardea ca un chibrit pe margine în tribune de emoție, cred că avea mai mari emoții decât el. Sigur are mai mari emoții decât el și e bine că totuși e mai distantă și nu-i transmite, sper, aceste emoții și lui Alex. Cum vă uitați așa la gâtul lui, este plin de medalii, cu siguranță a dat clasă, ca să zicem așa, și a arătat că gimnastica românească are speranțe încă. Are speranțe și mă bucur, din nou vă spun, că a avut două zile de competiții foarte grele, atât ieri cât și astăzi, și a reușit să se stăpânească și să facă totul așa cum trebuie. Și acum un mesaj pentru toți cei care fac sport, de încurajare, de îmbărbătare, cădem uneori atunci când facem sport, dar ne ridicăm. Aș transmite un mesaj în primul rând părinților. Dragi părinți, aveți încredere în copiii dumneavoastră, nu-i lăsați în fața calculatorului, ci din când în când duceți-i să facă sport. Indiferent că e vorba de gimnastică, atletism, înot, orice, duceți-i să facă sport pentru a se dezvolta sănătoși. Emoții au avut și sportivii mai mari pentru că au vrut să arate cât de buni sunt. A fost foarte tare. Ai avut emoții? Câteva emoții, dar nu foarte mult azi. Ieri am avut mai multe emoții. Serios? Da. Care aparat ți s-a părut cel mai greu astăzi? Probabil că nu bara. Probabil, sigur. Bara a fost cel mai greu azi. Greu? Da, că am pus un element nou și azi n-am reușit să îmi fac integralul, dar mă bucur că am... Am înțeles. Bine, știu că și-ți vine greu să vorbești românește, asta e altă discuție. Oricum, ai fost minunat. Cred că ești mulțumit de prestația ta de azi. Da, sunt destul de mulțumit. Mi-ar fi plăcut să-mi iese bara, cum am zis că nu mi-a ieșit azi, dar e ok. Ok, care e obiectivul tău cel mai mare pe care ți l-ai fixat pentru următorii, nu știu, 4-5 ani? Hai, zi! Olimpiada. Așa, 2024? 2028 mai mult, ca sigur, dar și 2024, da. 2024, da. Că ai vârsta. Da, 2024, da. Am înțeles, ținem pumnii și, cum să zicem, mult succes! Da, mulțumesc! Nu poate decât să fie o mare bucurie pentru mine și privind nostalgic puțin lucrurile, mi-aduc aminte în 2003, adică acum mulți ani, am concurat aici în sală și am venit cu o oarecare emoție. Datorită faptului că a fost un eveniment neplăcut, nu vreau neapărat să-l aduc în discuție, dar am întâmpinat aici foarte multă ospitalitate și este realmente o bucurie să văd că oamenii iubesc gimnastica. Atunci înseamnă că vă încearcă emoții așa amestecate, dacă vă aduceți aminte și de când ați concurat aici în 2003, au trecut ceva ani și totuși iată de atunci n-ați mai fost în această sală. Da, cu siguranță. Iar acum nu mai sunteți ca și sportiv. Sunt în altă calitate și, cum spuneam mai devreme, mă bucură faptul că văd oameni care sunt cu sufletul alături de gimnastică și în mod special autoritățile locale. O întrebare, gimnastica românească se menține în opinia dumneavoastră la nivelul la care am fost noi obișnuiți și începând de la Nadia încoace? Da, este o perioadă, aș numi o întortocheată, dar trebuie să avem puterea și curajul să privim spre viitor, pentru că potențial există. Depinde doar de noi cum reușim să șlefuim aceste briliante. Tinerii din această sală dovedesc că există, avem un potențial fantastic. Dacă mă refer și n-aș vrea neapărat să-l nominalizez pe fiul lui Marius Urzică, singurul nostru campion olimpic, dar Alexandru Urzică, care, după cum ați văzut, este un fenomen și trebuie să avem grijă, cum spuneam mai devreme, de aceste briliante, cum le șlefuim. Pentru că totul stă în mâna noastră ca specialiști. Și un mesaj pentru toți sportivii de încurajare, pentru că au nevoie la un moment dat. Știți, toți cădem, ne ridicăm, mergem mai departe. Cel mai important e ca un sportiv să-și urmeze visul și să nu renunțe niciodată. Perseverența și răbdarea îi vor duce pe culmile înalte.